1, 2, 3, 4, e maxim care pot să-l fac. 1, 2, 3, plătesc un dolar. Pentru a doua, voi încerca să scap de acest dom și am scăpat. Ca a treia acțiune, cheltuiesc un remenant ca să mai măresc încă ceva și măresc power, strength-ul. Și am alea mărite pe toate câte unul. Așa. Mi-am făcut cele trei ture. Monster Face. Acesta pune încă un dum aici. Nu o să mai pună, că ajunge imediat la el. Encounter Face. Rivertown Graveyard. You see several old graves standing empty. Their body carefully exhumed. You gain one clue from your neighbor. One of those decaying body shuffle past you, it eyes white and unseen. Test strength. Ok, mai întâi iau un clou. Și după care îmi testez puterea care e 2 plus 1, 3. Am obținut succes. If you pass, you bring the thing down. You gain one remnant. Mai am un remnant. Și punem aici. Acum, Mythos Phase. Și este un doom. Uptown în Hangman Hill. Aici. Și un clou. Rivertown aici și Rivertown la amestecăm. Acum eu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Să mă lupt cu servitor Ochioc, Soch, Toch. Așa, am plătit un ban pentru că m-am dus prea mult. Și să vedem ce scrie. Este un elit. 2 additional health for each investigator. Are 2 plus 2, 4. The servitor of Yog-Sothoth has an additional 3 health for each car that has not been medded. Plus 3 pentru fiecare rană nevindecată. Deci încă 6. 4 cu 6 să face 10. After you disengage this monster, place one doom in your space. Bun. 10. Ca să-mi fie mai ușor să țin socoteala. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Am să pun 10 pe el viața aici. Așa. Bun. Și să vedem. Deci am venit aici și voi, Daniel, plătesc cu un remena ca să-mi folosesc vraja, ceea ce înseamnă că dau cu 7 zaruri. De acum și 4 este succes și am, wow, un singur succes, vai. Am să-mi folosesc... Ăsta zice că mai îmi dă unul la un zar și îl transform pe ăsta în 4. Și același lucru îmi face și ăsta. Și îl transform și pe ăsta în 4. Și am dat și eu 3 damage. Ok, e bine și 3. Asta a fost a doua acțiune. A treia acțiune... A treia acțiune mai folosesc asta, plătesc un remnant. Și mai îmi îmbunătățesc lorul. Am nu știu dacă pot să fac asta, dar aici zice even is exceed your focus limit. Deci chiar dacă mi excede limita focusul. Mă rog, eu puteam să plătesc din astea pentru a da reroll, dar hai, uite acum m-am gândit. Mi-a trecut tura. Acesta dă mine și îmi dă 2 damage și 2 horror. Și damage 2 îi pun aici. Și horror 2 îi pun aici. Ok. Nu există encounter phase, mythos phase doar. Un newsletter. Concerned citizen congregate. Headline. Test influence, care e cazul meu, e 3. L-am trecut. Cu 1. You gain one ally and place one doom in your space.
One Ally și One Doom. One Doom, ceea ce înseamnă că face 3, se deschide o poartă. Ok. Bun. Ah, și mai trebuie să tragem un jeton care este Reckoning. Odată îmi pune un Doom unde sunt răni. Și aici, apropo, să deschid și eu aici o rană. Și va face un Doom aici care vine direct aici. Un Doom aici și deschide poartă. Un Doom aici. Bun. Deci avem 3, dar până la 13 mai e o grămadă. Așa. Și eu trebuie să dau cu un zar la acest Dark Pack. Să nu fie 1. Nu, e 6. Bun. Tura mea. Am să dau din nou în acest monstru. Asta îl întorc. Plătesc un remenant. Și trebuie să dau cu 7 zaruri. Un succes, mai dau cu un zar. 2 succesuri. Bun. Stați așa că acum nu mai facem. Ah, și aveam 7. Deci cu încă unul. Așa. Bun. Acum. Pot să cheltuiesc din acestea pentru a da reroll. Și dau ambele clue-uri. Și acestea două. Pentru a da cu acele 4. Din nou. Încă un succes. Și cred că cheltuiesc și strength-ul. Să mai dau cu un zar. 3. Folosesc ăsta pentru a face 4. Și cheltuiesc și observation. Ca să mai dau cu un zar. 6. Să mai dau și cu ăsta, cât mai am un de la și dau will-ul. Hai, un 4, un 3? Nu, 1, asta e. Asta a fost prima acțiune, am 1, 2, 3, 4, 5 succesuri. 3, 4, 5. Așa, mai are 2 la viață. Prima acțiune, a doua acțiune, păstrez remenantul, încerc să scap de aceste dumuri. Și dau cu 5. Și am 2 succesuri. Și îl pot transforma pe 3 ăsta în succes folosind asta. Și scap de toate 3 dumuri. Când scap de 3 dumuri, faci jos de un remenant. Asta a fost a doua acțiune. Și a treia acțiune, cheltuiesc un remenant pentru a îmbunătăți un skill. Și îmbunătățesc quill-ul ca să am data viitoare reroll. Bun. Urmează Monster Phase, acesta, damage. 2 la viață, 2 la horror. Și punem 2 horror aici. Iar viață vine 1 aici. Și 1 la mine. Ok. Bun. Mythos Phase. Encounter Phase, nu că ne luptăm. Și vine un newspaper. Magician Vanish Rabbit Self. Headline. You disengage all monster and move to the unstable space. Ah! Și în stable space e Hangman Hill. Și mai aveam 2 la viață. Și încă un monstru, să vedem cine este. Alter Servants. Pe un unstable space, exact unde sunt eu. Patrol. Move to unstable space, engage most clue. Asta revine aici, mai are 2 la viață. Și să vedem. Ăsta, normal, e cum a atacat, așa că voi încerca să-l înfâing. Plătesc remenantul pentru a da cu 7 zaruri. Și am 1, 2, 3 succesuri, așa. L-am ucis, îmi dă un remenant. E bine măcar că am păstrat remenantul. Asta a fost prima acțiune. 1, 2, 3. Aș putea să vin aici. Cu a doua acțiune și să încerc să-l înving. Și cred că așa fac. 1, 2, 3, 4. Asta înseamnă că dau 2 bani.
Și ne-a luptat. Ah, dar nu am voie să fac aceeași acțiune de două ori, scuzați. Deci înapoi. Încerc să scap de Doom cu 5. Astea se întorc. Și am 1, 2, 3 succesuri. Am scăpat de toate 3. Când scap de toate 3, primesc un remenant. Închid poarta. Așa. A fost a doua acțiune. A treia acțiune, cheltuiesc un remenant ca să mai îmbunătățesc ceva. Îmbunătățim ce avem noi pe aici. Hai să luăm observation. Bun. Monster Phase, ăsta pune un Doom în locația lui. Îl întoarcem. Și nu se pune aici, se pune direct aici. S-au făcut 4, ok. Și Encounter. Deci în Uptown, Hangman Hill. It feel off track. You get me, explained Joe Virgil. You buy what or what? Either test strength to exhort him or spend $3 to buy. Ok. Deci $3, ceea ce înseamnă că nu mai ajung. Atunci testez observation, strength-ul care-i 2. 4. Și am succes. To exhort and spend așa. If you pass, spend the money, Joe the rat, leave you with your new property, you gain one common item. One common item, nici nu cred că mai contează. Iau de aici care vine primul. Common. First aid kit. Action. An investigator or an ally in your space, recover one health. Ba, contează foarte mult. Yeah. Pot să mă fac și bine. Bun. Mitos. Nu mai avem. Reckoning, un Doom în fiecare scar, adică aici, aici și aici, care vine direct aici. Și Dark Park, dau cu 1. Am trecut și atâta. Și să vedem ce mai tragem. News later. Am schedule parade shut down Main Street. Headline, you suffer one horror for each monster in your neighborhood. Niciun monster in my neighborhood. Ok. Hai să vedem ce facem. Prima dată, folosim first kit-ul ca să-mi recuperez unul la viață. Și uite, recuperăm de aici. Eu sau un aliat. Asta a fost o acțiune. A doua acțiune, 1... 2, 3, 4 și cu a treia acțiune ne luptăm cu Carl Sagan. Plătim cei doi. Plătim remenantul ca să folosim vraja. Dăm cu 7 zaruri. Și am 1, 2, 3 succesuri și puteam să le transform și pe astea două în succesuri prin ăsta și ăsta. Și acum eu mă laud, da? Că pot să-l ucid. Și am 2, 4, 5, trebuia doar 2, l-am ucis. Și îmi zice așa. Îmi zicea pe unde aici. After servitor has been defeat, and flip this card și citesc Arkham Scatter. Arkham Scatter, investigator, win the game. E foarte ușor meciul. De obicei nu e așa de ușor, dar nu știu, a mers foarte bine. Așa se joacă Veil of Twilight. Recomand acest personaj și unde avem multe Doom-uri pentru că reușește să facă față. Imediat dacă l-am și focusat, avem 5 lore-uri și scăpăm ușor de Doom-uri. Dacă jucați în mai mulți, puteți să aveți și altfel de personaje, dar cel puțin unul care să poată să scape de Doom-uri vă trebuie. Bun, asta fiind zise, vă mulțumesc, o zi bună și nu uitați să mai și jucați.
Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține, link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună. La revedere. Nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.